că Circu Șapito vine la Pepieni. Circu El Bravo. Și cu animale dresate. Cei ce nou nu prea ne place. Ursuleț dresat, maimuțe, fazan, purceluși pe nos, show cu porumbei, cățeluși dresați, jonglori. Iată, de ce nu fac cu jonglori, acrobați, echilibriști, clovni vesei și multe altele, dar fără să-și bată joc de animale? Nu suntem de acord. Merg să protestez. Chiar dacă inițial poate o să fiu singur, dar măcar un om, dacă aș sensibiliza să boicoteze spectacolul ăsta jalnic cu animale chinuite, o să mă simt împlinit. Am făcut o treabă bună la mine în sat. Dacă ar fi numai jonglieri și acrobați, ar fi minunat și de lăudat așa circ. Dar pentru că își bate joc de animale, eu protestez și invit oamenii să boicoteze circul de la Pepeni și oriunde o să meargă el. Circul El Bravo, Șapito sau cum se mai cheamă el, circ circuit. Sunt împotriva exploatării animalelor pentru distracție. De asta o să ies și la protest vineri, împotriva delfinariului. Deocamdată protestez de unul singur. Să-i boicotăm. Să le dăm de înțeles că nu susținem așa fel de distracții. Locul animalilor e la libertate. Acum mă râd. E ca să-ți... Și faci? Alo! Îți chem poliția și îți plătești amendă și încă dosar penal poate să-ți fac. Este articolul 184 din codul penal. Ies de cameră, ți-am spus, ei! Și faci? Nu mă lași să mă exprim, eu mă exprim, mai să-i protest. Tu ce pui mâna pe mine? Dar tu și vii peste mine. Ia-ți mâna. Și vii peste mine. Eu chem acum poliția și ai să ai probleme. Hai că am ușa din jine să ai probleme. Exploatați. Nu, davai, pe zbunim, ce ați și-o prietele. Poliția e. Cheamă poliția, dar nu sări la oameni. Că altfel o să o chem eu și articolul 184 din codul penal o să te bagi la pușcării sau o amendă mare îți plătești. O să trebuie să vinzi circul ca să plătești amenda asta. Articolul 184 din codul penal. Întreruperea unui meeting pașnic. Te-am deranjat cu ceva? Ia ți-ai petcasa ca să o vârâng. Nu-i petcasa, Luzincu, eu cu asta mă exprim. Nu te pozori. Nu mă mai pozoresc. Luzincu, asta are 8 ani de când e legea despre meetinguri. De atunci eu folosesc. Spune că e deaca e deana cârlanii ăștia cu protestul, cu bat joc. Dar cine-ți bate joc de animale? Voi vă bateți joc de animale. Ia arată, care animale? În primul rând, cel pe care le dresați, cel pe care le dresați. Înseamnă că păcăliți, înseamnă că afișele voastre spun că o să fie animale și n-aveți animale, da? E, minunat! Asta-i cir, da, e normal! Nu, nu-i normal! Nu-i normal, să vă bateți joc de animale, nu-i normal! Apoi tu ești liber, tu dacă nu știi, dar cine ești și ea, și nimble cu piecele astea! Eu mă exprim, asta e libertate de exprim! Eu mă exprim! Aici e în spațiu public, n-ai și să mă alungi tu de aici! Îmi pare rău! Poate așa ești și tu! Dar pentru că ai încercat să pui mâna pe mine, să răspunzi, eu o să anunț poliția. Primarul ne-a chemat, pentru că, Damiană, tu și pentru că încerc... la tăt satul ieșit. Nu, eu vreau să mă exprim. Da, da, eu s-ar putea să fiu cel mai hătru din locul ăsta. Știi că cheltuieli s-a ieșit? E treaba voastră, ce ați cheltuit? Nu trebuie să cheltuiți, ce ați săpați, prășiți? Cine vă pune să exploatați animale? Ai vrut să faci business cu circ? Fă business cu circ. Dar învață și regulile și legile. Ieți căcatul ăsta. Dar lasă-mă, Doamne. Ce să-mi faci dacă n-a să-mi iau? Ieți tu business-ul și marș de aici. Și noi am ușa că ne închidem, noi ne strângem, timp de 2 ceasuri noi putem să plecăm de aici. Treaba voastră, e business-ul vostru. Ăsta nu mandează la toată lumea să vâră. Vse, gata, eu făcut și descrierea. Dar și-a făcut descrierea, știi? Ești-l învață să nu sară la oameni, învață să nu sară la oameni.
Oamenii o să vă vadă cum vă purtați și nici nu o să-și aduc copchii. Nu o să-și aduc copchii aici, băi, că sunteți periculoși, voi. Nu numai de animale vă bateți joc, dar și de oameni. Voi și de oameni vă bateți joc, băi, sunteți periculoși. Voi sunteți periculoși, băi. Nu numai de animale vă bateți joc. Mă duc și mulg vaca, da, dar eu măcar știu drepturile. Voi habar n-aveți pe ce lume trăiți. Să-l bate și lor. Am înțeles, da, numai așa puteți să vorbiți. E ca și animalele dresate, cică. Dacă s-a prins! Circ periculos. Bună ziua! Bună ziua! Cu un ceas și 7 minute în urmă am sunat de la Pepen și am chemat în ajutor. Da, așteptați, nu așteptați să mor, să mai nu fac un protest la poliție? Nu s-o apropie. Poate nu aveți polițist în sat. Acum și verific și revin cum sunet. Bun, vă rog. Am 8, 70 de minute. Și bucuros ești. O leacă întârziat poliția patrulare. O oră și 9 minute de când am sunat. Oho, dar și când au venit, au venit două echipaje deodată. Stăteam lângă stâlpul ăsta și protestam. Aici? Da. Da. Au venit doi ienși de aici și m-au agresat. Au vrut să mă bată, dar mai erau martori, erau, iată, și copiii ăștia și s-au lăsat. După care au urcat într-un microbuz de acolo, de pe teritoriul stadionului de lângă circ. Un microbuz, am spus numărul la telefon, dar nu-l mai știu. Au venit până aici, pe de-a dreptea, ca să văd urmele. Până peste copiii cei era să calci un bărbat și copiii ăștia erau tot acolo. O smuls lozinca și-o fugit. Deci o grămadă